Peste 200 de artiști vor concerta la a treia ediție a Festivalului Untold, care se desfășoară la Cluj în perioada 3-6 august. Pentru anul acesta, scena principală va fi cea mai mare care a fost văzută vreodată în România. Deocamdată, organizatorii vor să țină secret cum va arăta scena principală. Dacă anul trecut am avut o scenă care avea o înălțime de aproximativ 25 de metri, anul acesta scena principală, scena din stadion, va avea peste 35 de metri înălțime, iar deschiderea ei, lățimea ei va fi de aproximativ 100 de metri. Toți cei care și-au cumpărat bilete online la Festivalul Untold 2017 au posibilitatea să parcurgă în avans online o parte din procesul de check-in, câștigând astfel timp la intrarea în festival. Organizatorii spun că doar persoana înregistrată în formularul de check-in va putea să primească brățara de festival în baza biletului și a actului de identitate. E important pentru cei care vin la festival să știe că vor putea să-și preschimbe abonamentul în brățară de festival începând de marți. Asta înseamnă că vor avea două zile în plus pentru a nu se crea o aglomerație foarte mare în prima zi de festival. Deci, dacă sunteți din Cluj-Napoca, dacă sunteți în zonă și aveți deja abonamentul pentru festival, puteți să veniți mai repede. La ediția din acest an sunt așteptați peste 320.000 de participanți în cele 4 zile de festival. Noaptea de sâmbătă va fi cea mai spectaculoasă, spun organizatorii, pentru că atunci va mixa celebrul Armin Van Buuren. Axwell and Ingrosso, care vin pentru prima dată în România, sau Ellie Goulding, vor fi noutățile ediției din acest an.